Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați văzut românii tradiționali care au tras a porc în sufragerie? Da, n-ai cum. Pe bune. Adică... Dar de ce l-au tranșat acolo? Că n-au realitatea, voie? Sau realitatea ce? Bate filmul. Mai țineți minte filmul Amintiri din epoca de aur? Da, dar acolo l-au gazat. Și mă rog, da, după aia au făcut tranșarea, s-a făcut automat. Prin explozie. Seria aceea de filme, dacă n-ați văzut-o, vă recomand să o vedeți. E bazată pe întâmplări mai mult sau mai puțin reale. În vremea comunismului erau niște legende urbane. Și regizorii au pus în scenă, au filmat scenele respective. Da. Exagerând un pic, dar mă rog. Nu știu dacă exagerând. Și este această secvență... Nu cred că există cineva pe vremuri, nici măcar pe vremurile alea, în care să gazeze porcul la ragaz sau la butelie. Asta era legenda, că așa s-ar fi întâmplat. Că atunci un milițian a primit un porc... A, poate doar așa. Porcul era viu și ca să nu afle toți vecinii care carne... Ceea ce pe vremea aia nu prea se întâmpla, l-a băgat în casă și cum să-l omoare pe porc în casă, l-a gazat cu butelia, după care când a încercat să-l pârlească, a explodat porc. Bun, și sigur aia era o legendă urbană și unii se întreabă dacă ar fi putut să fie adevărat. Băi, da, uite, s-ar fi putut să fie adevărat, pentru că iată, acești compatrioții ai noștri s-au filmat tranșând porcul în sufragerie. Este o sufragerie de bloc comunist, 14 metri pătrați, 15 maximum, două dormeze și plus o comodă TV cu televizorul aprins. Stai, se uitau la meci. Bă, băiatule, și aia tranșează porcul. Porcul, cred că totuși n-a fost sacrificat acolo. Adică mă gândesc că n-a fost sacrificat acolo. În lift sau unde? Da, nu știu. De altă parte... La bătător în spate. L-au lăsat singur în lift, s-a speriat și... De altă parte, te gândești, bă, cum l-au adus? Adică este clar, într-un bloc, cum l-au... Pe brațe. Băi, un porc are minim 100 de kg și cu porcul ăla din imagine 150 de kg. Așa e, că nu era nici măcar împărțit în patru sau nu. Ceva, era întreg. Tocmai consumau șoricul. Oamenii comentează. L-au tăiat când stătea porcul liniștit și se uita la serialul favorit. S-a uitat la singura casă. Asta zice altcineva, ca să nu-l vadă vecinii, că altfel împărțea șoricii. Mai țineți minte că ne-am întrebat care este, cum se spune, șoriciul, șoricul? Da. Care este pluralul. Discuție lingvistică. Pare să fie șoricii. Dar de ce? Nu știu, așa scrie omul. Poate fi șoricurile. Șoricurile? Șoricurile. Avem o nouă temă. Un nou plural. Deci dacă vă rugăm să ne ajutați care este pluralul de la șoric. Știu că ne-ați mai ajutat odată, dar noi suntem... Nu, atunci ne-au anunțat, ne-au ajutat cu șoric sau șorici. Acum vrem să știm dacă este șoricii. Nu, păi ne-au și dat forma corectă, dar suntem aici. Între timp, în Constanța, mai mulți cetățeni care se plimbau prin parcul orașului au observat uluiți cum dintr-o ambulanță privată au fost scoși doi porci vii. Doi? Care au fost... I-a salvat. Sacrificați pe loc. Ok. În parc, mă, băiatule. Băi, țara asta e spune. Salvarea, deci au fost salvați inițial. Nu poate să dai seama, porcii când au văzut ambulanța. Doamne, și credeam că auzisem zvonuri. Dar nu. Adică... Mamă, asta e deja nazism. Ambulanța neagră a porcilor. Cum e posibil, da, ambulanța neagră? Se descurcă fiecare cum poate. Serios acum. Și după aia ambulanța privată s-a dus suni și vine ambulanța privată. Poftiți, am mai avut doi pacienți, astăzi n-au supraviețuit. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.